Trimestru 2, baby! Momentan sunt la 13 săptămâni și 6 zile. 5 zile, de fapt, că mâine am să fiu la 6 zile, mâine e vineri. De obicei mi le calculez sâmbăta. Sâmbăta am să am 14 săptămâni fix. Mâine avem ecografia de prim trimestru, cea mai importantă, unde facem și morfologia fetală, să vedem că bebe e bine, că e sănătos, că se dezvoltă cum trebuie. Plecăm la Brașov. Acolo ne-am găsit un medic care ne place și tot mergem la el. Ultima ecografie făcută la dânsul a fost la 7 săptămâni. Deci au mai trecut încă 7 teoretic și atunci mă aștept să fi crescut o grămadă. Am atâtea întrebări. Deci vreau să le întreb și de data asta dacă am voie să fac sport, pentru că na, e bine de întrebat în fiecare trimestru, după ce se evaluează efectiv copilașul, cât să mănânc, ce restricții am, ce alte analize trebuie să-mi fac, tot felul. Am o listă întreagă făcută pe telefon ca să fiu sigură că nu pierd nimic din vedere. Suntem super entuziasmați să aflăm sexul copilașului, încă nu știm și am tot vorbit cu multă lume. Știu persoane care au aflat de la 8 săptămâni ce au, persoane care știu de la 12 săptămâni deja ce au și parcă nu mai îngap în piele de curiozitate, orice ar fi, important e să fie sănătos, asta îmi doresc și ne rugăm în fiecare zi să fie copilul sănătos, să crească sănătos, că nu contează băiețel sau fetiță, dar vă ziceam și în clipul trecut din primul trimestru că mama are o intuiție că ar fi băiat și multe persoane simt că ar fi băiat, eu parcă simt că ar fi fetiță și de Sfântul Constantin și Elena pe 21 mai, în noaptea aia am visat fix o fetiță cu ochii căprui, puternic căprui, ca ai lui și cumva mi-a dat de gândit, așa că nu știu dacă o să fie fetiță, o să o cheme și Elena. Așa vă zic și vouă de pe acum, ca să știți. O să aibă două nume cel mai probabil, dar o să o cheme și Elena pentru că, nu știu, am să-l iau ca pe un indiciu de la Dumnezeu. Dar rămâne de văzut, orice ar fi, să fie sănătos, sănătoasă. Vrem un copil cu 10 degețele la mânuță și 10 la piciorușe. Este mare veselie, mă vedeți, că zâmbesc, râd, mă simt mult, mult mai bine. Mai am momente de greață, în principiu am observat că mă ia greața tot așa în a doua jumătate a zilei și mai ales după ce mănânc niște mese foarte mari. De exemplu, ieri am fost la Vivo și am mâncat un burger întreg cu cartofi, cu salată, cu de toate și după masa asta efectiv simțeam că vine înapoi, că din nou tranzitul încă nu s-a reglat, încă am un tranzit încetinit, îmi simt mâncarea în stomac, că stă foarte mult timp, dar constipația s-a rezolvat, slavă Domnului, a dispărut problema asta. Dorm mult mai bine, nu mai sunt la fel de obosită, însă tot simt nevoia să dorm. Am avut, cred că, 2 zile la rând în care am dormit câte 14-16 ore, nu glumesc, deci am venit după spital, m-am culcat. Imediat m-am culcat pe la 3-4, m-am trezit pe la 8:30-9 seara și m-am culcat la loc și am dormit până dimineață la 7. Mă bucur enorm de mult însă că mi-a revenit pofta de mâncare și slavă Domnului că acum mănânc și vreau să mănânc, simt nevoia să mănânc, ba chiar când mă trezesc, din momentul în care mă trezesc simt nevoia să bag ceva în stomac, altfel îmi simt sucurile gastrice cum își fac treaba și e incomod să-ți simți sucurile gastrice în stomac. La baie mă duc la fel foarte des, fac pipi foarte des, în schimb nu mai fac pipi noaptea decât dacă beau efectiv înainte să mă culc și ușor, ușor încep să simt cum hainele îmi sunt strâmte, nu mai pot să port crop topurile mele pentru că nu mai pot să-mi sug burta cum mi-o sugeam în primul trimestru, acum nu mai am unde să o sug, simt așa că e tot ocupat așa în interior și nu mai am unde să-mi sug burtica, așa că bye bye crop tops și pantaloni din care mi se vede burtica și fostul abdomen.
Dar mă bucur, pentru că abia așteptam să-mi crească burtica, să văd și să simt copilul, ca să știu că totul e bine, abia aștept să crească, să fie mare și rotundă și frumoasă și... Mai avut câteva încercări de mers la sală la fel, chiar dacă mă simt mai bine și am mai multă energie, că mi-a venit și energia la loc, la fel, nu pot să alerg pentru că simt disconfortul ăla, îmi simt, cred că, uterul, efectiv, ca o greutate în abdomenul inferior, care parcă se mișcă și nu pot să alerg. Adică, sigur, aș putea să alerg, dar parcă ceva mă reține și prefer să nu, așa că merg pe bandă, fac exerciții pentru brațe, pentru picioare, cu greutatea corporală și rest pregătirile de nuntă, pentru că astăzi e 25 mai, nunta noastră e pe 3 iulie, mai sunt 5 săptămâni! Și simt așa cum se apropie data finală. Noi ne-am luat verighete, totul e pus la punct, mai trebuie să ne hotărâm ce meniu, adică am rezervat locația, dar trebuie să ne hotărâm pe meniu, trebuie să luăm buchetul de flori, trebuie să mai văd unde fac manicura și pedicura și trebuie să-mi fac rochia de cununie civilă, pentru că am vorbit cu Ramona, dar încă nu m-am hotărât la un model și a zis că mi-o face fix atunci, cu 2 săptămâni înainte, ca să acomodăm și burtica, pentru că o să fie și burtica la nuntă, bineînțeles. Sunt super lazy zilele astea, după cum vedeți, că așa simt și prefer să mă odihnesc decât să fiu eu agitată și îmi plac la nebunie pijamale astea de in. Doamne, doar că se șifonează foarte tare. Haideți să vă arăt și burtica. În continuare nu simt că s-ar fi schimbat ceva. Sunt bloated. Am început să remarc însă cum crește talia, pentru că eu aveam 60 în talie înainte și acum cred că e pe la 68, dacă nu chiar 70, pentru că na, se mărește organismul să facă loc uterului. Sunt balonată, că am mâncat și e prânz în momentul ăsta și dacă încerc să flexez, priviți. Asta sunt eu flexată. Și dacă o las liberă, cam așa e. Uterul oricum, încă simt că ar fi mai jos un pic, nu cred că a ascensionat încă în abdomen. Bebe e mic. E în continuare, cred că de mărimea unei piersicuțe în acest moment, să vedem de la 14 săptămâni cât de mare va fi, dar da, cu siguranță se vede o schimbare, o modificare, mai ales aici, burticuța asta și în talie, dar nu pot decât să mă bucur, pentru că asta înseamnă că crește bebe. Natalele mele s-au schimbat, am început să iau Femibion de trimestru 2, îl iau la recomandarea medicului meu ginecolog, el mi l-a recomandat și astea față de celelalte. Eu credeam că sunt pastile diferite, dar de fapt sunt la fel ca celelalte, doar că au în plus o pastilă care cred că e cu omega-3 sau ulei de pește ceva pentru dezvoltarea din trimestru 2, pentru că cea din primul trimestru are fix pastilele astea albe, pentru că mi-au mai rămas câteva aici. Vedeți? Le are fix pe astea, doar că astea sunt în plus, astea roșii. Că vă ziceam eu de testarea aceea genetică de la Sinevo, care costă, nu știu, 2-3 mii de lei, că am vrea să ne facem. Până la urmă ne-am gândit mai bine și am hotărât să nu o facem, pentru că suntem amândoi tineri. Adică, na, e vârsta mea, eu am 28 de ani, am totuși peste 35, n-am alți factori de risc ca să zic că ar fi indicat să mi-o fac. Și atunci am hotărât să nu o facem și să așteptăm să vedem ce ne zice medicul după prima morfologie fetală. Și abia după aia să luăm o decizie. Așa că o să vedem mâine. Tenul meu e în continuare la fel. E un pic roșiatic. Era la fel și înainte de sarcină. Eu am pielea așa rozalie și sensibilă la orice. Nu pot să zic că am observat vreo îmbunătățire în bine sau în rău. Mi se pare că tenul meu e fix la fel. Nața. E ora... Oh my god. E ora 7. Dar eu sunt în... picioare trează de la 6 fix, de o oră stau în pat și tot citesc chestii pe telefon, mai stau pe Instagram, nu mai am răbdare. Deci zău că nu mai am răbdare, nu știu cum am așteptat să treacă ultimele 7 săptămâni, că au trecut 7 săptămâni de la ultima ecografie la Brașov. Mamă, mai am câteva ore, dar nu mai pot, mai pot. Doamne, ce păr am!
Dar e dimineață. Ieri am fost la nunta Sabinei cu Ionuț și de asta o să vedeți că vocea mea e puțin răgușită. Hey guys, facem o scurtă pauză să vă spun că acest clip este sponsorizat de Perspirex și dacă mă urmăriți pe Instagram, ați fi auzit de Perspirex deja de nenumărate ori, îl folosesc de câteva luni bune și îmi place la nebunie. Este un antiperspirant care se folosește ușor diferit față de antiperspirantele pe care poate le folosiți deja. În sensul că se aplică seara pe pielea nelezată, se pune o cantitate foarte mică, se lasă să acționeze peste noapte, se spală a doua zi dimineața și apoi 3 până la 5 zile nu veți mai transpira. Este fenomenal, chiar funcționează, este safe și în sarcină și alăptare, drept dovadă îl folosesc și acum, în luna de miere la mare și vine în mai multe variante. Aceasta este varianta strong pe care o am cu mine la mare, mai este și varianta comfort, mai este și o variantă pentru palme și tălpi pe care o am tot aici cu mine, am adus-o cu mine în caz că aș fi avut nevoie și totodată este unisex și fără parfum. Partea cea mai frumoasă este că pentru câteva zile nu mai trebuie să vă faceți griji cu privire la transpirație și mirosurile neplăcute și o să vă țină o perioadă foarte lungă de timp, mai ales că se folosește o cantitate atât de mică. Vă încurajez să-l alegeți pe cel care vi se potrivește cel mai bine și să-mi lăsați comentarii, să-mi trimiteți feedback dacă îl încercați. Vă pup! Am țipat și am dansat, a fost foarte fun. Ne-am simțit foarte bine. N-am mai fost la un eveniment de mult timp cu pandemia asta. Spre seară am văzut că și burticuța începe să capete o formă, asta pentru că o lăsam relaxată și mâncasem, adică nu era neapărat burtică de copil, era burtică de balonare mai degrabă, dar da, e drăguț. Și am făcut așa o poză cu o primă formă de burtică, chiar dacă sunt conștientă că încă nu e acea burtică. Sunt oficial la 14 săptămâni și o zi, că e duminică, era fost sâmbătă. Haideți să vă arăt. Cred în continuare că nu se vede cine știe ce. Adică, dacă o las relaxată, cam așa e. Ceea ce nu e cine știe ce. Și dacă o trag, cam așa. Am în continuare definiția asta musculară foarte puțină, dar spre seară se vede așa o balonare în zona asta mult mai mare. Da, e și firesc. Progesteron. Da, să vă zic că a mers foarte bine morfologia fetală de prim trimestru. Am aflat și ce este copilul. Nu vreau să vă zic de pe acum să nu vă stric surprize. Probabil o să vă zicem mai încolo. Dar suntem amândoi super fericiți. Orice ar fi fost, am fi fost fericiți. Suntem încântați că copilul e sănătos, crește bine, avea 8,2 cm, măsura ieri și se încadra perfect la 14 săptămâni și o zi, cred, chiar dacă aveam 14 săptămâni. Ultima oară ne-a zis că e cu 5 zile mai mică sarcina, dar acum era cu o zi în plus, adică a crescut bine în ultima perioadă bebelușul. Să fie în continuare copilul sănătos, asta e cel mai important. Următoarea programare o am peste o lună, peste 5 săptămâni mai exact. Mi-am făcut și dublu testul, am mai făcut niște analize, un frotiu de secreție și cam asta a fost consultația de data asta. M-am auzit din nou inimioara care bătea cu 163 de bătăi pe minut de data asta, un pic mai mult față de data trecută. I-a numărat doctorul degețelele de la mâini și picioare, avea câte 5 la fiecare. Ne-a povestit și despre transducența nucală, pentru că practic asta, după asta se uită acum și după osul nazal, ca să elimine riscurile de orice chestii cromozomiale și totul e bine. Și mai așteptam și rezultatul dublu testului, dar în principiu sunt super liniștită, că știam oricum în inima mea că totul e bine și că va fi bine. Tot 14 săptămâni, abia ce m-am întors de la spital, ce voiam să vă zic, știu că acum ceva timp vă spuneam că mi-a revenit pofta de mâncare, că pot să mănânc, că nu știu ce. Ei bine, într-adevăr, dimineața mă trezesc cu poftă de mâncare, trebuie neapărat să mănânc ceva. Însă după aia, pe parcursul zilei, seara parcă nu pot să mănânc nimic, mi se face rău dacă mănânc. Și orice masă aș mânca, nu pot să mănânc mult. Adică, momentan, eu tot cam așa. Să punem acum niște mâncărică în ea, niște mazăre, cred că am să mănânc. Dar 14 săptămâni, baby! Și dacă o las relaxată, nu e cine știe ce, da? Yeah.
Este tare ciudată, însă e că pot să-mi simt fibroamele uterine aici în partea stângă, că e că am crescut uterul și le împinge oarecum în stânga și pot să le simt așa palpatoriu. Prima dată m-am speriat, nu știam ce e și l-am întrebat la ecografie pe medic și mi-a zis că sunt fibroamele uterine. La unele persoane se opresc din creștere, la unele persoane cresc în timpul sarcinii, o să vedem cum e la mine. Momentan sunt destul de mici, nu afectează cu nimic, dar le simt și e foarte strange. Puiul nostru are astăzi 15 săptămâni. Nu vine să cred, deja a trecut mai mult decât o treime din sarcina asta. Sunt îmbrăcată în costumul de baie ca să fac acel update, că vreau săptămânal să fac niște clipuri și să se vadă exact evoluția. Cam așa e burtica săptămâna asta. Ușor, ușor începe să se facă, să se formeze și să se vadă mai bine. Doamne, îmi pierd respirația vorbind. Cam așa e momentan. Ziceam că începe să se vadă conturul burticii. Dacă stau relaxată, cam așa e și totuși se vede acolo un pic, un pic de pouch. Îmi spune lumea că în sarcină pielea ar trebui să se facă mai bine, să arate glow, bla bla bla, dar nu e o regulă generală. La mine cel puțin a explodat. Dacă ar fi focusa, ați vedea. E supraexpusă un pic. Ia. Așa, ca să vedeți. Grămadă de coșurele. Grața cumva simt că revine spre seară, n-a dispărut complet, mai ales dacă mănânc cumva mai spre seară, chiar și o masă mică simt că îmi stă în stomac și iarăși îmi vine refluxul înapoi. Doamne, deci e groaznic. Am avut două seri la rând, ieri și alaltieri, când a trebuit să mă culc ca să nu mă mai gândesc la greață și să switch it off, că nu mai puteam să rezist. Well, cred că încep să simt așa o aversiune față de chestiile grase. Am poftă de castraveți, roșii, salate. Ne întoarcem și la sport, că n-am mai făcut sport de mult și short timp. Și astăzi cel puțin mergem. Vreau măcar să merg pe bandă, să fac niște exerciții cu brațele, exerciții cu greutatea mea corporală pentru picioare, dar simt așa că am nevoie de ceva activitate, chiar dacă o să fie mai greluț. Dar am nevoie să mă simt mai bine. De altă parte, încep să simt puiul mai des. Am un porumbel la geam, e tare simpatic alb care se plimbă pe aici. Cred că e în călduri, că face brr, 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 așa și se umflă în pene. Revenind, încep să simt puiul în sensul că simt ceva în abdomen, simt masa asta, uterul, cel puțin când respir profund, respir adânc, simt. Și... da, îmi vine mai greu să-mi contract musculatura abdominală, mi-e mai simplu să stau relaxată, dar știu că dacă stau relaxată îmi să-mi pierd orice tonus muscular și e important să fac activitate. Medicul mi-a zis că pot să mă mișc, n-am niciun fel de restricții, că pot să fac ce făceam și înainte, dar totul cu moderație. Îmi doare capul destul de frecvent, nu știu dacă e de la căldură, amețesc foarte repede, cel puțin de fiecare dată când mă ridic din pat sau... nu știu, orice aș face, dacă stau un pic jos, sunt întinsă culcată și mă ridic, oricât de încet m-aș ridica, tot amețesc. N-am înțeles că e o chestie comună în sarcină, crește debitul cumva cardiac, se duce mare parte din debitul cardiac și spre uter și atunci amețești foarte ușor, dar și durerile astea de cap le simt din ce în ce mai frecvent. Grața în mașină, deci nu mai suport să merg cu mașina din nou. Aștept să dispară și grața asta, cred că mai am de așteptat un pic. Și îmi sângerează gingiile când mă spăl pe dinți, am observat și în primul trimestru, dar mai ales acum. Eu oricum mă periez cu o periuță moale, adică nu mai folosesc periuța electronică pentru că și așa e destul de dură, dar asta moale și cu asta moale, dacă mă periez când scuip, văd sânge. Dar din nou, am înțeles că tot pe baza sarcinii crește cumva flow vascular și la mucoasa nazală, s-ar putea unele femei să aibă sângerări nazale, eu încă n-am observat, într-adevăr am sinusurile mai pline, îmi simt nasul înfundat destul de frecvent, la ordinea zilei îmi simt nasul înfundat, dar gingiile mi le simt mai sensibile și că sângerează foarte ușor. Dorm în continuare la prânz. Cred că după prânz, pe la ora 3-4, mă apucă toropeala și moleșeala după ce mănânc masa de prânz. Oh my god, e prima dată când vorbesc. Nu vine să cred cât de mult am dormit astăzi, ora 10, și de regulă mă trezesc pe la 6-7 dimineața singură, fără ceas, fără nimica și nu mai pot să dorm. Am tot citit
că vizele în sarcină sunt ceva wow și aparent chiar sunt, pentru că cred că de vreo săptămână și ceva am niște vise atât de vivide, inclusiv astăzi. Nu pot să vă descriu, sunt atât de reale și parcă totul e mai accentuat față de cum era înainte și culorile și senzațiile și emoțiile și trăirile, totul pare mult mai real și mai tangibil. E super ciudat, dar de regulă am coșmaruri. Nu sunt niște vise super frumoase, dar it's fun. E fun pentru că e așa ca o experiență din aia sci-fi și la un moment dat mă trezesc și totuși știu că nu e real și mă calmez, dar nu pot să zic că nu mă bucur de toate chestiile astea, că îmi place să visez, îmi plăcea și înainte, îmi place și acum și wow! Suntem tot la 15 săptămâni și 5 zile, mai sunt 2 zile și avem 16 săptămâni, adică 4 luni, aproape la jumătate, nu-mi vine să cred ce repede a trecut timpul. Mă uitam că uterul meu, sau în fine, baby, e de mărimea unui avocado. Astăzi, adică săptămâna asta, că în săptămâna 16 deja e de mărimea unei portocale și nu vine să cred cât de mare a crescut. Adevărul e că săptămâna asta am început să simt cu adevărat mult mai bine. Să simt uterul, să simt copilul, nici nu știu cum să zic mai bine. Nu vine să cred, astăzi dimineața cel puțin, când sunt pe spate sau pe parte sau în fine cum mai dorm eu, încerc să nu dorm pe spate prea mult, că nu e o poziție bună, pentru că aparent obstruează vasele mari de sânge și nu e bine pentru bebe. Cel mai bine e de dormit pe partea stângă sau dreaptă, dar stângă mai bine. Așa că dimineața simt foarte bine uterul așa în abdomen, o fi și din cauza faptului că e burtica goală, încă n-am mâncat nimic, I don't know, dar îl simt atât de bine uterul, oh my god, nu pot să vă explic. Burtica a început să crească și ea, nu vă mint, deci dimineața ca dimineața, cel puțin acum când o să vedeți, nu e mare diferență, dar se vede că crește. Dar mamă, spre amiază și spre seară cel puțin, dacă o las relaxată, zici că sunt însărcinată în 6 luni, nu în 4. Dar hai să vă arăt cum e acum. Bine, luați în calcul și faptul că e dimineața încă. Deci momentan nu știu cât de bine se vede. Dar eu încep să văd cel puțin de presiunea asta de aici. E sigur uter. Nu știu cât de bine se vede la voi. Și dacă o las relaxată, cam așa e. Dar să vedeți, spre seară, Jesus Christ, am făcut ieri niște poze că am fost să probez niște costume de baie și hainuțe. Și să vedeți ce diferențe am trimis și lui mama, i-am trimis și lui să vadă. Partea bună e că vecinii ăștia, mi-a revenit energia, vă ziceam, și acum pot să merg la sală și chiar am mers la sală și am putut să și alerg bine, cu 9 km la oră, cred că 1,5 km în total am alergat, dar ca să vedeți că ușor, ușor mă simt mai bine, ceea ce e foarte promițător, mi-a revenit și pofta de mâncare, acum pot să beau cafea din nou, că înainte, în primul trimestru cel puțin, nu suportam mirosul de cafea, doamne ferește, mi se făcea greață instant, însă acum e chiar bine. Păcă și-am făcut și o curățenie generală zilele trecute, cel puțin aveam o grămadă de haine adunate pe aici și o grămadă de chestii pe care le-am strâns și acum e mult mai simplu, am cumpărat din Ikea, nu știu, cutiile astea din plastic transparent, îmi place că sunt mari, au capacitate de 60 de litri și partea faină e că poți să vezi ce am pus în ele, efectiv, mi se pare foarte util. Am pus hainele mele de iarnă, geci, tot ce nu încă pe aici, ca să pot într-un fel să-mi văd hainele de vară mult mai bine și să reușesc să le port pe toate. Știu că pare un haos și acum, dar credeți-mă că e un haos organizat, cel puțin știu ce și de unde să iau. Înainte de cafeluțe să-mi iau și prenatalele, ne construim casa la Iași. Adică încă din momentul în care am aflat că o să avem un copil, ne-am pus așa pe nesting și amândoi vrem să creștem copii undeva unde e verde, într-un loc liniștit, departe de agitația orașului, să aibă o copilărie din aia fericită cum am avut și noi, că noi am copilărit la țară amândoi. Și o casă, nu știu, mi se pare mediul ideal pentru copii, pentru că sperăm să avem mai mulți la un moment dat. Așa că ne-am pus pe treabă și casa e de pe 11 mai în construcție.
evoluează foarte repede, se ocupă el de toată treaba asta, eu doar primesc pozele și informațiile, e super drăguț că se pricepe la toate el și găsește rezolvare la orice și totul s-a mișcat super repede, adică mama, au scos pământul ăla în câteva zile, betonul era turnat din a doua săptămână până în momentul ăsta. Astăzi nici nu știu pe cât suntem, 8 iunie. Deci cred că a trecut o lună, deja au legat fierul și încep să facă și stâlpii aia de fier. Au făcut și cofragele și, în fine, se mișcă lumea super repede și mă bucură treaba asta. Și s-ar putea ca până de Paște anul viitor să putem să ne și mutăm în ea. Adică ar trebui să fie gata la roșu până în iarnă și ei zic că trebuie să stea acasă la roșu cel puțin, să se usuce betonul peste iarnă, să se așeze și abia după aia de făcut tot ce trebuie de făcut la interior, termopane, gresie, faianță, parchet, dar o facem așa cum vrem noi. Doamne, deci o să fie căsuța noastră, o să fie superbă, deci făcută fix după visurile mele. Eu când vă zic că ce ți-e dat de la Dumnezeu, cum s-au aranjat lucrurile, dacă țineți minte că fix acum câteva luni căutam apartament de cumpărat în București și uite că n-a fost să fie, ba chiar făcusem un antecontract la un apartament în București care îmi plăcuse, era super scump, dar era singurul care îmi plăcuse și ca zonă și ca... Na, cum era compartimentat și cum arăta la interior. Făcusem antecontract, adică primisem de la notar actele care trebuiau semnate și n-a fost să fie, așa le-a aranjat Dumnezeu pe toate să nu cumpăr apartamentul ăla și să mai aștept un pic. Am simțit eu că trebuie să aștept un pic, că de asta nu l-am semnat și uite că toate s-au aranjat de la sine. Și acum o să avem căsuța visurilor noastre, cu geamuri mari, cu grădină, cu, mamă, 3 metri de tavan și un sound system în pereți și, doamne, deci abia aștept. În vedere că sunt rusaliile weekendul ăsta și lunea e liberă pentru toți salariații de la stat, presupun. Ne-am hotărât să mergem undeva. Ar trebui să plecăm și săptămâna trecută, când a fost weekendul prelungit cu 1 iunie, dar n-am mai plecat, am hotărât să stau acasă pentru că n-aveam eu chef de plecat. Chiar, nu, prefer să stau în pat, să mă uit la Game of Thrones și să dorm toată ziua. Dar acum parcă mă simt așa mai energetică și o să mergem tot la Brașov, că la mare parcă nu am chef, mi-e rău de la călturile alea intense, de la agitație, de la prea mulți oameni. O să mergem cel mai probabil la Brașov, la Amfiteatrul Transilvania, unde am tot mers și unde s-au întâmplat cele mai mari lucruri, practic, din viața noastră, unde am zis că sunt însărcinată, unde m-a cerut în căsătorie. Vreau să uit, mi-au venit rezultatele de la analize. Mi-a cerut medicul ginecolog să mai fac câteva analize și aparent am grupa 0 pozitiv, știam deja, dar a zis că trebuie confirmat. Am un CRP ușor peste limită, nu știu de ce. În fine, dar în rest totul e absolut normal. Și aici... Și aici totul e bine, totul e bine, însă cel mai mult am așteptat dublu testul, rezultatul la dublu testul, la dublu test și interpretarea. Aici sunt markerii, se testează beta-HCG-ul și PAPP-ul. Aici este rezultatul, riscul calculat, bla bla bla, este sub 1 la 10.000, ceea ce reprezintă un risc scăzut. Și aici și mai multe detalii despre asta și totodată am făcut și un examen de secreție, că na... E cerut de medicul ginecolog ca să vadă că totul e bine, n-am nicio infecție și totul e perfect. Ideea cu dublu testul e că are o rată de fals negativ destul de mare. Adică el zice că riscul e scăzut, dar riscul totuși există. Și dacă vrei să afli cu adevărat dacă copilul are ceva sau nu, adică cât mai... fără erori, o să faci testele alea care practic secvențiază ADN-ul fătului din sângele tău, care se fac la mai multe laboratoare la noi. Am v-am mai zis despre asta înainte, sunt foarte scumpe, noi am hotărât să nu facem până la urmă pentru că nu avem factori de risc. Fix când mă îmbrac și eu de vară, plouă, știi cum e? Da. Da,
peripeții. Aici și plouă. Noi am plecat la munte că ne gândeam că e soare și poate stăm undeva la piscină, dar plouă, e frig. Acum și cu roata. Da. Aerul cald. Ca plouă. Dar aici sus e semi, nu mai plouă. E frumos. Oh. E frumos, Doamne. Yeah. Am ajuns sus. Ideea e că noi am plecat, ne-am uitat la meteo, nu ne-am uitat la nimic. Am plecat pur și simplu tun. Și am ajuns. Dar e bine, nu mai plouă. E destul de răcorică. M-am schimbat în mașină. Și te fai? Da. Mă întreb dacă sunt culese de aici. Ce crezi? Evident! E călduț aici sus. Poate jucăm un joc ceva de data asta. Uite, au și șah! Șah! Vrei să joci șah? Eu nu țin neapărat, dar știu că îți face ții. Ei. Data asta stăm în apartament. E frumos. Ca altceva, nu știu cum să vă descriu. E drăguț, de fiecare dată am stat într-o cameră diferită și aici mai e o cameră. Hello, that's me. Cu un alt pat din ăsta mare și priveliștea de afară. Sper, uite și căluț. Hello. Am făcut niște poze, oh my god, prin care ne anunțăm sarcina. Oh, i-am rugat pe cei de aici să ne facă, au ieșit super, abia aștept să vi le arăt. Un fel de living cu un dita televizor și o mică bucătărie. E foarte drăguț, știi? Să ai așa ceva la îndemână. Faci acolo. Da. Hai la plimbare. Oh, numai noi puteam avea norocul ăsta, babe, serios. Mare. Foarte mare. Ia uitați și ceață vine încolo. Deci nu se vede nimic. Nimic. Să ne amintim cum ne chinuim aici. Am încercat de televizorul ăsta antic. Se mișcă foarte greu, așa că o să ne uităm ca niște studenți la Game of Thrones. De pe telefon. Ce? Ai uitat cum e? Să ai 18 ani? Gata, e o nouă zi, ne-am trezit destul de târziu, cred că e 9. Până la cât e micul dejun? Cred că până la 10. Eu cred că e până la 10 și acum cât e, nu știu, 9 și jumate. Sper să mai prindem noi ceva. Am dormit super bine la aer curat, ne-am trezit, încă e destul de glumie afară. Dar sper să iasă soarele să facem niște poze înainte să plecăm, că azi plecăm, ne mutăm destinația. Mergem în Brașov pe undeva. De cățelul tot acolo e, unde l-am lăsat ieri. Dacă e legat. You look nice. Dacă e înalt, ce să-i fac? Ala cu capul de chestia asta. Avem aici... Hai, am ajuns în Poiana Brașov și acum stăm în altă parte. Astăzi am hotărât să ne cazăm aici. Și e un apartament cu două camere. Asta e prima, e foarte mare și asta e a doua. Și avem cel mai mare balcon. Oh, Doamne, deci e superb afară. Și aici e priveliștea spre pârtie. Prima dată când ajung în Poiana Brașov n-am mai fost aici și am venit mai mult pentru zona spa, că avea Ani chef de o piscină încălzită pe vremea asta curoasă. Bună dimineața!
dimineața și la mulți ani! E sâmbătă! Asta înseamnă că avem astăzi 4 luni. Nu vine să cred! Ți-ți vine să crezi că au trecut 4 luni? Doamne, a trecut super repede. Ne apropiem ușor, ușor de jumătate. Dormit excelent. După ziua de ieri, după piscină și notat, mi-a fost super foame, am mâncat, am venit, ne-am uitat la Game of Thrones. Ne-am mai luat 2 ore să încercăm să facem și televizorul ăsta să meargă, că nu era conectat la un cont Samsung, în fine. Și după aia ne-am uitat la un episod. Trebuie să terminăm sezonul! Chiar! Ne-a mai rămas, cred că, jumătate de episod. N-am mai putut ieri, eram moartă de somn și ne-am culcat. Dar terminăm sezonul 6, nu? Sezonul 6, cred că îl terminăm. Da, și apoi mai sunt 2 sezoane și gata. Mă lasem pantalonii ăștia de la Tommy, de pe About You. Mărimea 36 și mi-erau mărișori. Și mă gândesc că acum am prind bine, că nu mă strâng, sunt destul de lărgut și acum... Iată și urtica de 4 luni. În continuare e micuță. O să crească probabil mai spre prânz și spre seară, odată ce papă mami. Bine. Spuneam că mai nou îmi sângerează gingiile când mă spăl pe dinți și bine, acum a început să îmi sângereze și o nară. Dar cum vă ziceam, e bine că am citit asta înainte și că eram pregătită, că altfel mi-aș fi pus o grămadă de probleme, că nu sunt genul care să sângereze de pe oriunde, de unde nu e normal, mă refer. Dar na, flux de sânge crescut, mucoase cu capilare noi, da. Așa că ne-am oprit la o benzinărie să luăm niște șervețele uscate, că avem numai șervețele umede, să luăm ceva de băut și ne întoarcem la București astăzi. Da, suntem înapoi acasă, după cum vă dați seama. 16 săptămâni și o zi. E duminică, sunt de costumă de baie pentru că tocmai am filmat bump update, bump, că nu prea e niciun bump, adică cel puțin dimineața, când mă trezesc sunt super flat. Da, se vede aici așa puțin. Dacă o las relaxată, da, na, nu e noticeable încă, adică nu e vizibil a bump. Am făcut micul dejun, ieri ne-am dus în Mega, seara special să luăm niște bagels, că mi-era poftă. Le-am făcut în panini maker, ca să fie mai crispy. Și cu niște unde migdale, cu niște felii de banană, cafeluță și Game of Thrones.